Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Pașcani încotro. Astăzi am avut parte de o zi plină din punct de vedere a agendei publice, numai puțin de două conferințe de presă și o dezbatere publică, dezbatere sterile pe marginea bugetului de venituri și cheltuieli. Prima conferință de presă a fost cea susținută de Dumitru Pantazic, cu un discurs fără precedent. El a desfințat, practic, rezultatele sondajului PNL, prezentate săptămâna trecută. În aceeași conferință de presă a anunțat că va candida sigur, indiferent de deciziile care vor fi luate în cadrul USL. Și l-a luat la rost chiar pe președintele organizației PSD Pașcani, domnul senator Florin Constantinescu. A doua conferință de presă a fost cea organizată de primar. Domnia sa a ținut să comunice pășcănenilor care este starea municipiului Pașcani în urma zăpezilor masive căzute în ultima perioadă. Tot astăzi a avut loc mult așteptata dezbatere publică a bugetului, a proiectului de buget, veniturile și cheltuielile pentru anul în curs, precum și lista de investiții. O dezbatere la care, în afară de ziare și câțiva consilieri locali, nu a participat niciun pășcănean. Veți vedea și motivele și accentele care au fost puse în cadrul acestei dezbateri. Așadar, despre toate aceste subiecte vom discuta în această seară cu invitatul meu, Emilian Șoldan, realizatorul emisiunii Pixelul Albastru. Bună seara, bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! Cei care au întrebări sau comentarii în legătură cu tema emisiunii le pot adresa la numărul de telefon 0232-711-711, 0766-80644 și pe adresa de messenger bit.tv@yahoo.com. Două precizări am de făcut la începutul emisiunii. Vreau să mulțumesc tuturor care mi-au transmis mesaje de felicitare, în special doamnei profesoare Costea Monica de la Colegiul Sadoveanu. După emisiunea de săptămâna trecută, va mai fi reprogramată această emisiune, tocmai la cererea telespectatorilor. Foarte multe aprecieri la adresa doamnei profesoare. De asemenea, fac precizarea că în această seară ar fi trebuit să discut nu cu colegul meu, ci cu domnul primar Grigore Crăcinescu. Domnia sa încă de săptămâna trecută și-a anunțat intenția de a participa la această emisiune pentru a dezbate împreună bugetul municipiului Pașcani înainte de votul în plen. Câteva minute, ore înainte de a intra în emisie, domnia sa mi-a spus că nu mai participă la emisiune, pe motiv că, iată, directorul economic refuză să vină la această dezbatere. Cu alte cuvinte, domnia sa nu vrea să vină fără directorul economic, se ascunde, așa cum obișnuiește, după fustele altora. Avem multă treabă în această seară, să-i dăm drumul. Haideți să discutăm puțin despre dezăpezire. Astăzi primarul Pașcanului a organizat o conferință de presă exact la ora la care anunțase inițial Dumitru Pantazic conferință de presă. 10, dacă mi-aduc bine aminte, a stabilit Pantazic. 10 și domnul primar cu starea națiunii. Conferința de la partid, de la PSD, a fost reprogramată apoi. Ai fost și tu în sală, ai văzut accentele pe care le-a pus domnul primar Grigore Crăcinescu. Domnia sa parcă se află într-un basm, cu multe personaje și o poveste plăcută, oarecum, pentru el, din care, bineînțeles, iese și cu ceva beneficii de imagine. Bine, personajele nu sunt multe, deci personajul principal în basmul domnului primar, în povestea care îi place foarte mult, este el însuși. Da? În această poveste, când nu este el însuși, mai e viceprimarul, administratorul public și un imogul. Un imogul nu este vreun animal exotic, ci faimoasa mașină de curățat străzi care a costat o sumă exorbitantă și a stat mai mult stricată. Da, într-adevăr, lăsând glumele, aș lăsa și inclusiv glumele proaste ale primarului deoparte, Pașcaniu arată, după cum vede toată lumea, ce sub zăpezi, e un haos în oraș.
N-au fost în stare nici de data aceasta oficialitățile, și mă refer aici la oficialitățile locale, să facă o dezăpezire minimală a municipiului Pașcani. Nici măcar centrul orașului nu au fost în stare să-l curățe de zăpadă, și aici mă refer nu la partea cu pavele, unde manifestă multă preocupare, ci la străzi și trotuare. Spre deosebire de, noi am fost săptămâna trecută la Târgu Frumos și atunci când în Pașcani străzile erau pline de zăpadă și gheață, la Târgu Frumos măcar strada centrală era la asfalt, era neagră. Așa. Bun, el a spus astăzi că, iată, situația este sub control. Da. Primăria muncește pentru cetățeni și că au fost dezăpezite străzile, deși din semnale din suburbii și cartierele mărcinașe au fost că drumurile sunt inaccesibile. N-au reușit să ajungă cu utilajele acolo și la un moment dat chiar primarul se arăta supărat de faptul că, iată, contribuabilii îndrăznesc să-l mai sune din când în când și să-i mai aducă aminte că e primar și că trebuie să lucreze în folosul comunității. Prea puțin încă îl sună pășcăneni. Deci prea puțin. Pășcăneni ar trebui să-l sune mult mai mult, să-și sune primarul. Nu să-l deranjeze pe domnul Grigore de la vreun somn. Dar poate nu știu numărul de telefon. Cred că putem rezolva imediat problema aceasta. Pășcănene, ca să revin la o chestiune. Bine, la fel de serioasă, că deși tot ceea ce vorbim despre domnul primar începe să pară un fel de desen animat. Deci, e un personaj. Deci numărul primarului este 0722 510 564. Bun, e de reținut. Încă o dată. Sau 0726 200 610. Astea sunt numele domnului primar. Dacă aveți probleme, dacă nu se poate circula pe străzile dumneavoastră, dacă nu v-a curățat cineva trotuarul până acum, dacă este ghețuș, aveți numărul domnului primar, puteți suna, nu neapărat, sau dacă nu, 0232 762300. Parcă ăsta este numărul pe fix al primarului. Da, acum nici eu nu știu câteva, dar nici primarul nu știe. Săracul azi în conferință de presă dădea semne de morsă că nu știa numărul la care răspunde primăria. Acum, ce se întâmplă? Primăria e în afara subiectului numit dezăpezire. Se vede chestiunea asta pe străzi, pe de o parte. Pe de altă parte, și să vrea, n-au cu ce, însă au faimoasele cele două rabe cu lamă de pe timpul Rățoi, Ifronul și Vola. Deci astea sunt echipamentele, sunt personajele, personajele de... da, în loc de cai și harmăsar, cam asta are primăria în dotare. Unii ar spune, domne, e puțin, ce să-i cer primăriei cu astfel de dotare? E adevărat. Însă vina pentru că primăria a rămas la dotarea asta nu ne aparține nouă aici în studio, aparține chiar primarului municipiului Pașcani împreună cu noua echipă, care nu e primar de alaltăieri, e primar, iată, de 4 ani și ar fi trebuit, zic eu, să se preocupe de o minimală dotare a gospodăriei comunale, astfel încât atunci când ai nevoie, să ai cu ce. Asta e. Azi dimineață când am venit cu taxiul, șoferul îmi spunea, doamne, parcă orașul ăsta nu are primar, nu mai are primar, nu mai are primărie. Era foarte, foarte ofensat de modul cum arată străzile, de faptul că nu, orașul nu a fost dezăpezit. Și o întrebare de bun simț a pus-o, doamne, dacă nu are capacitate de a face lucrul ăsta, de ce nu contractează o societate privată care se ocupă de așa ceva? Întrebarea mi se pare legitimă. E adevărat, însă atunci cum să mai decontez tonele de motorină, munții de sare pe care noi îi plătim? E adevărat, pentru că banii de la Pășcăneni ajung în bugetul local și de acolo pleacă. Pentru munți de sare, pentru zeci de tone de motorină, pentru tot felul de piese și echipamente, bine că toate chestiunile astea nu se întrevăd și în străzi curățate. Bun. Asta e. Polițiști cu girofară. Domnul primar a dat indicații ca, iată, poliția locală să meargă prin suburbii, prin oraș, prin cartierele mărcinașe, cu girofarul și nu oricum, ca să fie treaba bună, să-i vadă lumea că sunt la treabă. Inițiativa, dincolo de acest aspect care ține, evident, de imagine, este interesantă, și anume ca polițiștii să ia contact cu populația și dacă sunt semnale, cereri de ajutor,
instituțiile din Pașcan să intervină, pe de o parte. Pe de altă parte, este vorba și de acei oameni ai străzii care au început să fie luați de pe stradă și cazați la spitalul municipal. E adevărat, o inițiativă bună și o inițiativă firească, însă așa cum ai remarcat și tu, o preocupare excesivă. Deci din orice domnul primar e preocupat de imagine, neapărat să meargă cu girofar. Nu și are ca să-i vadă lumea, că dumnealui a și explicat, că nu e un secret acum. De ce să meargă cu girofar? Nu, să nu facă vreun accident, nu. Să-i vadă lumea. Deci dumnealui are o nouă jucărie, are o mașinuță cu girofar, mașina poliției locale, e cu Nino Nino și dumnealui, dacă e cu Nino Nino, așa cum i-a plăcut să apese pe butoane și să fie filmat în timp ce apasă pe butoane, da, aici s-a găsit să-l filmeze însăși televiziunea primarului, tot așa îi place să se și joace. De asta, mult, din păcate, bate spre desen animat, spre basme, spre povești, ceea ce se întâmplă. Domnul primar, duminică, te și sunase, l-a întrebat cei cu ce mai face. Dumnealui era cu unimogul, era călare pe mașină, dezăpezea orașul. Bine, nu era pe călare pe mașină, iar dacă era, era 5 minute ca să îl aibă timp să-l filmeze. Că e călare pe mașină și dezăpezește orașul. Ce să caute primarul călare pe un buldozer? Nu are nicio treabă. Nu e locul unui primar acolo. Nu cu asta se ocupă. Bine, dumneavoastră mi-a mai învins odată apele și a doua zi a venit inundația. Probabil așa va fi. Mâine va fi Pașcani îngropat în zăpadă. Dacă mai ninge în noaptea asta, s-a terminat cu viața noastră. Dincolo de faptul că, iată, polițiștii locale au fost transformați în zâne, vestea bună este pentru cei din piață. După ce domnul primar s-a uitat la TV Bit, la televiziunea pașcănenilor, noi am abordat aceste subiecte și anume faptul că comercianții din piață o duc foarte greu, mai ales în această perioadă. Iată că primarul s-a oferit să le dea câte două când de ceai, sau mă rog, două pahare de ceai pe zi, ceai cald. Nu știe însă de unde vor fi luați bani, sau acoperit această cheltuială. Da, e o cheltuială imensă. Sper să nu vină în buget și să spună că face rectificare bugetară, avem nevoie de câteva sute de milioane pentru ce ai. Nu, câteva sute, dar măcar 10.000 de lei, 100 de milioane lei vechi, ceaiul din piață ar putea să-l includă în nota de plată, ca să zic așa. Așa, și da, am mai făcut o dată cu nota de plată, dacă ți-aduce aminte, la ședința Consiliului Local, când era președintea Floroi, după ședință i-a prezentat nota de plată. Da, îi facturase o sumă imensă pentru niște apă și niște cafea, nu mai știu cât era. Foarte mult. Foarte mult. Ceva cu milioanele era la dumneavoastră. Și tot piețarea ar urma să beneficieze, dacă se va ține de cuvânt, de scutire pe taxele la piață o săptămână, două, cât va dura vremea asta neprielnică. Bine, dumnealui, mie îmi place de domnul primar, că dumnealui e foarte atent la emisiunile noastre. Asta e un lucru bun. Nu știu de ce nu e atent la emisiunile la televiziunea lui. Bine, acolo ce să vadă, că era călare pe unimog. Asta o făcuse chiar el. E bine că ia niște atitudini, că nu e insensibil, însă dumnealui și înțelege în stilul caracteristic despre ce este vorba. Iată, asta cu scutirea celor din piață de taxe, e o idee pe care am discutat-o în redacție, am văzut-o și noi în altă parte, că nu stă nimeni aici. Am văzut-o, am discutat-o cu Ioniță când l-am avut invitat în emisiune, domnia sa s-a uitat la emisiune, foarte bine că preia, dar să le și pune alte administrații din țară au făcut lucrul acesta, însă au făcut-o astfel încât să și înțeleagă omul ceva, omul însemnând beneficiarul serviciilor primăriei, adică comercianții din piețe care plătesc, ca să înțeleagă ceva, erau scutiți pe perioada, să zic așa, sezonului rece, ceea ce înseamnă mai mult de două săptămâni decât s-a arătat domnul primar că ar fi mărinimia domniei sale. Cam așa e mărinimia domniei sale. Două săptămâni. Nici omul nu înțelege. E mică. Un pic, da. E mică. Un pic. Bun. Încă o chestiune și cred că ar fi un semnal de alarmă. Pentru mine a ridicat serioase semne de întrebare. Iată, Pașcani a fost închis pentru câteva zile. Explicația care a fost dată astăzi mi s-a părut surprinzătoare.
și anume faptul că drumul de la Târgu Frumos până la, până la Pașcani, drumul de acces a fost închis tocmai pentru ca eventuale dispozitive să fie relocate pentru, pentru alte intervenții mult mai importante. Întrebarea care mi-am pus-o, cum de județul sacrifică, iată, și în asemenea momente dificile pentru comunitate, interesul municipiului Pașcani, pe de o parte. Pe de altă parte, ce fel de primar avem dacă nu reacționează, dacă admite ca orașul să fie închis, chiar dacă, din câte am înțeles, condiții de circulație ar fi fost înspre, înspre Iași și nu numai, și pe sensul spre, spre Moțca. De ce Pașcani este sacrificat de fiecare dată? Până la urmă este drumul, drumul județean, ar fi trebuit să intervină așa cum au intervenit și în alte zone. Și de ce primarul nostru acceptă de fiecare dată să sacrifice interesul pășcănenilor atunci când el cere, nu știu, prefectul, oricare de la județ. Decizia de a închide drumul Pașcani Târgu Frumos implicit spre Iași este o decizie foarte bună. E o decizie foarte bună pentru cei de la județ. Exact. Deci e bună pentru Simirad, decizia, e bună pentru prefectul Tomașevski, e bună pentru vreun incompetent de pe la drumurile județene, este decizia perfectă. Câte mașini avem? 10, oricum au mai multe decât Pașcani. Și ce facem cu ele? Păi să ținem drumurile deschise. Care drumuri? Alea care ne interesează pe noi. Ce înseamnă pe noi? Nu știu, Iași, Vas, lui spun fraierului de la Pașcani, închide ca să închide, nu avem probleme. Închide fraierul drumul și fraierul care nu îl doare nici capul, pentru că tu mai devreme ai spus, măi, Pașcani nu are primar. Deci din punctul ăsta de vedere. Ce, care primar? Cine să facă scandal? Cine să sară în sus în conferința de presă? Dacă ar fi fost, zic eu, eu așa mi-aș fi dorit eu un primar la Pașcani, să fie un primar responsabil și să țină cu pășcăneni, să fie primarul pășcănenilor, nu primarul Consiliului Județean, nu primarul prefectului. Ar fi trebuit să înceapă cu un scandal monstru la adresa oficialităților județene care și-au permis să izoleze Pașcani de restul lumii. Pentru că au considerat că nu știu ce și nu știu cum. Și în locul domnului primar eram și trăgeam acolo, ieși la pod, la Pașcani, trăgeam de bariere, domnule, deschideți, domnule, drumul, ce-i cu prostia asta? Și sunam în direct, dacă tot era să car televiziunile după mine, și sunam și eu prefectul în direct, sunam și eu la minister. Nici că-i pasă. El stătea și râdea. Uite așa, râdea, ne-a închis drumul, că o să ne dea ei drumul. Asta e, asta e omușteanul care îl avem. Bine, Pașcaniu nu are, din punctul meu de vedere, nu are nici senator, și nu are nici deputat, și nu are nici consilier județeni, și nici consilier local, nu are nici politicien, nu are nimic. Nu are putere că politică. Nimeni nu zicea nimic. Și nu să zicem noi aici. Că nu eu trebuie să zic, nu tu trebuie să zici, nu oamenii stupefiați. Colegii noștri au făcut astăzi teren, umbla lumea năucă prin autogările private de la Pașcani, umbla lumea năucă prin gara, da, avea omul, avea activitatea. De mers. Autogara nu mai funcționează, microbuzele nu mai merg pentru că nu au avut unde, drumurile fiind blocate. Odată drumurile fiind blocate, atât de către de zăpadă, cât și de către autoritățile administrative, că nu știu care de la registru auto a decretat că gata, domnule, închidem, oprim circulația. Vă, dar poate lumea are treabă. Nu se întreabă nimeni. Nimeni nu vine, nu pune vola la treabă, nimeni nu scoate lama, mai preferăm să închidem Pașcaniu. Halal conducător, halal senator, halal deputat, halal primar. Bun. Trebuie făcut o precizare aici. Dar Pantaze cum de poate? Cum de îl sună oamenii din suburbii pe Pantaze? Astăzi lumea suna mai degrabă la Pantaze decât la primărie și pentru a-i scoate din nămeți. Utilajele lui Pantaze au fost pe la Blăgeș, pe la Lunca, nu mai știu pe unde, și ălea lucreau în loc să lucreze cele de la primărie. Lumea Pantaze și-a asumat întotdeauna statutul ăsta de fiu al satului. Așa. Deci el n-a întors spatele comunității sale, comunitatea sa fiind în special cea de la Lunca. Ăsta este un aspect. Al doilea aspect e că lumea sună, pentru că știe că după ce dă un telefon, durează un timp și problema se rezolvă. Adică ajunge utilajul pe strada lui, că despre asta este vorba. Pe Musiu, de ce să-l suni pe Musiu, edil șef?
că îl suni degeaba. Dacă îl suni, domnule, nu pot ieși cu mașina de pe stradă. N-am un imog, n-am nu știu ce. Suni într-o veselie, suni de iure la primărie. Nu este prima dată și la inundații la fel. Lumea, mi-amintesc acum vreo 2 ani de zile, în cartierul Vatra suna disperată la primărie și primarul era și ofuscat că ce îl deranjează pe el noapte. Ce dacă oamenii au apa în casă și sunt inundații? Să ne amintim puțin, pentru da. Că se merită să ne amintim ce s-a întâmplat. Eu cred că oamenii nu îl sună pe domnul primar că nu știu numărul. 0726-200-610 și 0722-510-564. Astea sunt numerele la care domnul primar sună, răspunde cel mai probabil dacă îl sunați și cereți ajutorul. Da, asta conform declarațiilor domniei sale din conferința de presă de astăzi. Bun, cel de-al doilea subiect, pentru că avem multe de discutat în această seară. Astăzi a fost o dezbatere publică a bugetului. Așa cum ne așteptam, am mai și spus-o. De altfel, dacă pui o asemenea dezbatere în timpul săptămânii și la ora prânzului, evident că nu vine nimeni. Pentru că oamenii sunt ba la servici, ba la școală după copii. Oricum, au treabă. Dacă o asemenea dezbatere ar fi fost la sfârșit de săptămână și la ore decente, după amiază, așa cum... Și anunțată din timp, sunt convins că participarea ar fi fost alta. Am fost noi ziariștii, colegii de la celelalte ziare, câțiva consilieri locali și câți funcționari publici. Da. Ce părere ai despre discuția care a avut loc și mai ales despre răspunsurile care, iată, au fost date astăzi la întrebările insistente care au fost puse? Aici, despre dezbaterea de astăzi, sunt de făcut câteva precizări. Una dintre ele, așa cum ai spus, luni la ora 12, pe neanunțate, nu vine nimeni. Ceea ce s-a și întâmplat, ăsta e și scopul. Deci scopul conducerea administrativă a municipiului Pașcani nu este să vină cineva la dezbaterile publice. Surpriza surprizelor, nici fosta administrație n-avea niciun chef să se trezească cu public în sală și proceda exact la fel. Ăsta este un prim aspect. Un al doilea aspect care se merită a fi remarcat este, nici asta nu e o noutate, niciun consilier de la PNL n-a fost în sală. Niciun. Bun, dar PNL-ul există la Pașcani? Păi există domnul primar și se pare că e suficient. Surpriza surprizelor este că așa se întâmpla și în fosta administrație. Da, a fost doamna Centea. A și plecat rapid. A plecat rapid. Eu n-am apucat să... Fusese la ședința comisiei de învățare. Da, la dezbatere publică a plecat. Da, ca să nu lungim mult. Așa. Deci, domnul primar ține loc și de PNL. Da? Marele partid... cu democrația, cu alea, cu alea, nu are nicio valoare la Pașcani, este reprezentat de nimeni altcineva decât de domnul primar. Apoi, legat de discuții, temele ridicate, e adevărat, de ziariști și surprinzător, cel puțin pentru mine, de către consilierul local Bogdan Alexa, ca niciodată. Bun. Chiar întrebări țintite, întrebări pe temă și extrem de insistent. Acum, pentru cei, vreau să fac neapărat mi-a atras atenția cineva și vreau neapărat să fac această precizare pentru cei care vor urmări foarte probabil în reluare înregistrarea de la dezbaterea publică. De exemplu, consilierul Bogdan Alexa întreba ceva și se dădea un răspuns. Problema este că nimeni dintre cei prezenți nu răspundea la ce era întrebat. Și atunci lasă impresia că consilierii sau cei care puneau întrebări nu înțeleg. Și că sunt proști, ca să mă exprim așa. E, nu sunt proști. Chiar nu s-au dat răspunsuri din partea administrației locale și nici din partea oficialilor primăriei prezenți acolo. Vorba domnului primar, care a și lămurit chestiunea asta pe finalul discuției, pentru că consiliera Carmen Apostol întreba obsedant: domnule, pe ce ai cheltuit banii din
capitolul nu știu care, alte cheltuieli. Pentru că erau zeci de miliarde, nu că erau, au fost, că nu mai sunt, zeci de miliarde în bugetul Pașcaniului, care au fost cheltuiți la capitolul și altele. Și consiliera întreba pe ce ați cheltuit banii, primarul Grigore Crăciunescu răspundea de ce a cheltuit banii. Că a avut nevoie de cheltuielile astea. Și că i-a permis legea. Dom'le, legea mi-a dat voie și a trebuit să fac cheltuielile astea. Bine, bine, pe ce ai cheltuit? Nu înțelegi că legea mi-a permis? Asta este un mecanism al domnului primar și trebuie spus. Poate cei care se vor uita că nu este la prima modalitate de dezinformare. Și de nu manipulare. Va fi, de manipulare. Nu va fi nici la ultima. Una, două spune așa, legea îmi dă voie, este legal. Nu spune nimeni că este ilegal sau că legea nu-i dă voie. Și aici amândoi. Până la proba contrară. Și aici amândoi. Așa. Pentru că cele 68 de pagini de ilegalități găsite de Curtea de Conturi ne demonstrează contrarul. Că regula e că domnul primar face ilegalități. Așa zice Curtea de Conturi. Bun. Mai trebuie făcute aici câteva precizări. Așa cum era de așteptat și m-am săturat cât am scris și cât am vorbit și eu și colegul meu, fără arierate, nici astăzi n-a fost prezentat un raport cu arieratele, deși... Ce înseamnă? Explică ce înseamnă. Că pentru publicul larg. Deși ar fi trebuit să fie prezentat un raport în acest sens, există și o hotărâre a Consiliului Local, care, iată, n-a fost respectată nici acum. Adică o listă cu datoriile primăriei. O listă cu datoriile primăriei, fără execuție bugetară, în clar, pentru că acolo sunt trecute doar niște cifre, niște capitole și așa mai departe. Adică, în răspuns la întrebarea, pe ce s-a cheltuit banul public anul trecut, că dacă am lista cu, bă, ce datorez la 1 ianuarie, dar cum plec în noul an? Asta trebuie să înțeleagă. Noi trebuie să spunem de 100 de ori chestiunea asta. Unde anume este bătaia? Pentru că toată lumea se întreabă, doamne, până la urmă, care este interesul pe acești bani? Interesul este foarte clar. Pe de o parte, primarul vrea să aibă la dispoziție cât mai mulți bani pentru a-i cheltui în acest an electoral, dar bani care să nu fie angajați în anumite direcții de către Consiliul Local. Și atunci, el, practic, ce face acum? Ce a mai făcut și în anii anteriori? Ascunde banii pe tot felul de conturi, pentru ipotetice cheltuieli, așa încât atunci când are nevoie de ei, să-i scoată prin diferite metode, rectificări bugetare și așa mai departe, și să-i cheltuiască unde dorește domnia sa. Pe de altă parte, nu dorește să angajeze banii în chestiuni serioase, cu impact direct asupra populației. Nu vrea să dea bani la RAGCL pentru a susține diferența de preț la căldură. Deși a zis cu gura mare în ședința Consiliului Local că el nu este de acord cu majorarea prețului la căldură și este o hotărâre în acest sens privind sprijinul din bugetul local. Iată, acum nu mai vrea să... nu mai este de acord cu achitarea acestei datorii către RAGCL. De asemenea, nu vrea să dea bani la unitățile de învățământ. Mă refer la ce spuneau domnii inspectori, consilieri locali, domnul inspector Iordachea astăzi, ar avea nevoie de minim 24 de miliarde de lei vechi pentru a acoperi datoriile școlilor. Sunt directori care, iată, au fost dați în judecată, sunt executați silit. Domnia sa nu are niciun chef să achite aceste datorii. De ce? Repet, pentru că el are cu totul alte priorități. Și atunci unde sunt banii? Pentru că asta este întrebarea care se pune. Păi, iată, la capitolul gospodăriei comunale, de exemplu, și la alte capitole, servicii și achiziții, alte achiziții și servicii, acolo găsiți foarte mulți bani, zeci de miliarde de lei puse spre cheltuială la aceste capitole, la alte servicii, alte bunuri și așa mai departe. Fără să explice, doamne, eu am de gând să cumpăr asta, sau anul trecut, în cazul execuției bugetare, am cheltuit acești bani pe următoarele poziții. Am întrebat astăzi, insistent, pe ce ai cheltuit banii respectivi. Anul trecut ar fi vorba de 38 de miliarde de lei. N-a vrut să spună. A strecurat așa câteva, a făcut și câteva dezvăluiri fără să vrea. De exemplu, a cheltuit pe plicuri, pe corespondență, sute de milioane anul trecut. Sute de milioane au fost cheltuite
Păi ca să trimită la popor așa zisele realizări. Le-a trimis de 2 sau de 3 ori. Pe parcursul anului trecut, da. Exact. Da. Să cheltui, când orașul are atâtea nevoi, tu să cheltui încă o dată, domnul primar spune, sute de milioane pe corespondență ca să-ți trimiți tu foile cu realizări. Bun, dar noi vorbim de 10 de miliarde de lei vechi. Aici primarul a trebuit cu foița și să vină și să spună, dragi pășcăneni, eu am cheltuit anul trecut, vorbim de acele cheltuieli care nu au fost aprobate nominal de Consiliul Local, următorii bani pe următoarele poziții. Publicitate în presa care mă laudă. 500, 600, 700, un miliard chiar peste. Ăștia sunt banii care i-am cheltuit pentru laude. Și să spună cât și cui. E foarte simplu, dar nu spune. Am cheltuit pentru deplasări la întâlniri cu Elena Udrea. Sau cu la alte întâlniri din București. 1 miliard și ceva de lei. Păi să spună, domnia sa se deplasează permanent cu avionul, clasa 1, și el și alți funcționari din primărie, nu cu trenul, nu-i place cu trenul. Și pentru clientela politică, pentru, nu știu, vicepreședintele de la PNL, 1 miliard de lei mâncare la câini, pentru nu știu ce, încă 1 miliard. Și așa mai, aici trebuie să vină și să spună. Pentru că atunci când noi spunem, domnule, bugetul este practic la dispoziția clientelei politice, se supără. Dar știm ce vorbim, doar că domnia sa, domnul primar, nu vrea să iese cu aceste documente, cu subiect și predicat, să le arate opiniei publice. Deci nu va ieși. Curând mi-a plăcut iarăși din discursul domniei sale, cum că în partea a doua anului dumnealui va face o rectificare, se și comportă ca și cum a și câștigat al doilea mandat. Mi-a plăcut mult. N-ai înțeles bine. Se referea la rectificarea bugetară personală, având în vedere că din iunie foarte probabil nu va mai fi primar. Și atunci, normal că trebuie să-ți reanalizezi bugetul, pentru că nu mai ești cuplat la bugetul public. Da. Sau va fi din nou primar și atunci va fi super cuplat la bugetul public. Bun. Ce... Cineva... pune o întrebare pentru domnul primar. Domnul primar, câți bani ați primit cu împrumut în campanie electorală de la oamenii de afaceri din Pașcani și prin ce metode ați reușit să îi înapoiați din bugetul public? O întrebare frumoasă, domnule primar. Dacă vreți să și răspundeți la ea, ar fi minunat. O altă chestiune care mi-a atras atenția astăzi la buget a fost cea ridicată de consilierii pășcăneni. Și cred că este foarte importantă. A crescut, iată, în acest an electoral, fondul de salarii la funcționarii publici. Și nu are cum foarte mult. Iată, la gospodărie comunală, fondul este de 4 miliarde și ceva de lei, pe de o parte. Pe de altă parte, la APL, la primărie, aparatul de specialitate al primarului, și acolo cu 7 miliarde și ceva. A venit și o explicație. Au fost făcute avansări în grad profesional și așa mai departe. Se plătesc tot felul de sporuri sau ceva de genul ăsta. Practic, este o campanie amplă de fidelizare a funcționarilor în prag electoral. Pe de o parte, pe de altă parte, gospodăria comunală este cunoscută ca fiind, am mai vorbit despre chestiunea asta, poarta de intrare pe din dos la primăria Pașcani. Prima dată angajările se fac la gospodăria comunală, apoi persoana respectivă este lăsată angajată al gospodăriei comunale, însă primește prin dispoziție de primar alte atribuții, apoi este mutată în cascadă pe postul care este de altfel vizat. Așadar, pe de o parte, la gospodăria comunală, consilierii au spus astăzi, au lăsat să se înțeleagă, unii chiar au spus-o cu subiect și predicat, că anul trecut s-au făcut angajări la primărie, deși a fost oficial nu se putea, da? Oficial nu poți să angajezi în primărie, dar la gospodăria comunală poți. De unde? E un prim semnal că ceea ce întrebau cu multă determinare consilierii Vasile Pleșca și chiar Bogdan Alexa puneau întrebarea asta, știau ce întreabă. Practic băteau așa cu piciorul într-unul din bidoanele
primăriei Pașcani, o rezervă de fonduri, acolo este în fondul de salarii al gospodăriei comunale, al aparatului propriu al primarului, pentru că dacă ele sunt făcute și oarecum cu cap, astfel încât dacă spui, domnule, dar mai ia din bani de acolo, o, te iei de salariile oamenilor, vrei să lași oamenii fără pâine, iată oameni buni, vă lasă, ăsta vă lasă fără pâine. Ele sunt făcute, sunt bine ticluite la nivelul fără, primăriei Pașcani. Fără pâine, fără salarii, vor rămâne profesorii. Ieri a fost ultima zi, conform legii, în care ar fi trebuit să fie votat bugetul. Școlile sunt în perioada în care trebuie să dea salarii. Nu pot da salarii. Azi am discutat cu doi directori, nu pot da salariile. Sunt convins că în zilele următoare va apărea și motivul. Va ieși domnul primar, cum a ieșit anul trecut, și va spune. Consilierii sunt de vină că nu mi-au votat bugetul. Și ghici când? Miercuri, vom discuta miercuri seara despre un asemenea discurs. Pentru că am auzit părerea mai multor consilieri, nu au de gând să voteze asemenea mizerie de proiect de buget. Și sunt convins că discuții pe marginea bugetului vor mai fi în zilele următoare. Bun, să trecem la cel de-al treilea subiect, care este frumos, frumos tare. Și anume, prezentarea sondajului de opinie al PNL. Domnul Grigore Crăcinescu vrea să dovedească că este bărbat. Povesteam săptămâna trecută că, iată, nu dorește să arate opiniei publice sondajele de opinie ale PNL-ului și că atunci, conform unor surse neoficiale, acel sondaj de opinie al PNL-ului ar fi confirmat, practic, rezultatele sondajului de opinie făcut de PSD. Săptămâna trecută, domnia s-a organizat o conferință de presă, știți, a lăsat problemele cetățenilor, dezbaterea publică care era programată vineri, a lăsat o baltă și a făcut aici un fel de ziua liberalului la Pașcan sau ceva de genul ăsta. Casa de Cultură a fost cotropită, doamna directoare a Casei de Cultură, nici nu știu dacă mai este funcționar public sau director de instituție publică, domnia sa este activist de partid din cap până în picioare. Au fost ceva activități cu nuanțe politice la Casa de Cultură, conferință de presă la PNL Pașcani. Domnul primar a prezentat un sondaj de opinie și a adus și doi politicieni care se bucură de mai multă credibilitate decât domnia sa, Fenechiu și domnul Varujan Vosganean, în special domnul Varujan. Așa, s-a gardat cu cei doi politicieni și a început să prezinte un sondaj de opinie. Bun, îl rog pe colegul meu să mă ajute cu prezentarea lui pe ecran. Rezultate cercetării, evaluarea comportamentului electoral al rezidenților cu drept de vot din municipiul Pașcani, ianuarie 2012. Foarte, foarte interesant acest sondaj de opinie. În primul rând că este sondajul nimănui, în sensul că nicăieri nu scrie cine anume a fost făcut acest sondaj de opinie. Știți că există o regulă și noi la televiziune avem această regulă. Dacă prezentăm date din sondaj de opinie, trebuie neapărat să spunem cine a făcut asemenea măsurători și care este marja de eroare. Bun, marja de eroare pare să fie infinită în sondajul ăsta de opinie și veți vedea de ce. Dar cine a făcut sondajul de opinie nu se știe. Aș putea trage concluzia că l-a făcut domnul primar Grigore Crăcinescu din biroul domniei sale? Ne lui a ajustat doar finalul la cercetarea efectivă. Au fost persoanele care au operatori de sondaj. Spre surprinderea domniei sale, un astfel de operator m-a găsit personal acasă. Eu am răspuns la sondajul domnului primar. Prin urmare, o să fie foarte utilă experiența mea, pentru că voi putea desluși câteva din enigmele acestui minunat sondaj. Făcut pe 800 de respondenți, zice aici la metodologie, nu știm încă o dată cine, dar măcar știm ce. 640 de respondenți din municipiul Pașcani, câte 40 din Blăgești, Boșteni, Lunca, 20 din Sodomeni,
Acolo unde sunt mai PSD-ști, mai puțini. Mai puțini. Și 60 la Găștești. Cam asta e... Avem și marja de eroare, da? Plus, minus 3,5%. Iar aici, cu marja de eroare, avem și o poveste. Și am să te rog să spui povestea asta. Da. Domnul primar, după ce a prezentat sondajul de opinie, a încercat să manipuleze, practic, presa din sală și a spus după cum urmează. Vedeți sondajul de opinie făcut de PSD, prezentat de Dumitru Pantaze, și acolo este marja de eroare plus minus 3%, 3,5 sau cât era pe sondajul PSD-ului. Scădeți de acolo marja de eroare, iar la mine adăugați marja de eroare și veți vedea că diferența dintre mine și Pantaze este suficient de mare pentru ca eu să fiu candidatul. Cam asta e unitatea de măsură, sau mai bine spus, logica lipsită de logica domnului primar Grigore Crăciunescu. Bun. Da, e singura modalitate prin care dumneavoastră putea să fie peste Pantaze. Da. Nu știu, dar toată lumea... Nu e și dar fel, am zis, domnule, eu cum fac? Scade la ala, pun la mine. Ce Dumnezeu? Asta înseamnă plus minus 3%, nu? Plus la mine, minus la el. Este absolut fabulos. Da, nici nu ai reacție. În mod firesc, tot ce a spus domnia sa în conferința respectivă de presă trebuie luat cu, ar trebui luat cu titlul de glumă, de poveste și nici de cum nu o poți credita cu ca fiind o chestiune serioasă. Serios, da. Bun. Eu insist, este foarte important să fie prezentată societatea care a făcut o asemenea măsurătoare, pentru că în funcție de cine este societatea respectivă, ai și o unitate de măsură privind credibilitatea cifrelor prezentate. Din câte știu eu, acest sondaj de opinie a fost făcut de un membru, societatea unui membru PNL de la Iași. Așa știu eu, mai știu, iar dacă greșesc, rog pe domnul primar să vină să îmi spună că nu este adevărat și să prezinte sondajul adevărat, domnule primar, sondajul neprelucrat. Așa. Din câte știu, domnia asta a fost întrebat. Cum să apară sondajul de opinie? Ce anume trebuie să conțină? Și domnia sa a spus să am cifrele aproape de Pantaze. Ceea ce s-a și întâmplat. Cred că au greșit și au depășit planul. Da, dacă așa, cu marja de a ieșit peste Pantaze. Bun. Din sondajul ăsta, domnul primar n-a înțeles o chestiune și era tare dezamăgit și a exprimat public dezamăgirea. Și anume că majoritatea pășcănenilor întrebați în acest sondaj de opinie spun că o duc mai prost decât până acum. Și domnia sa n-a înțeles de ce. Da, se întreba, domne, cum adică oamenii n-o duc mai bine? Pentru că, iată, aici este o afirmație, că asta cu întrebarea, și aici e o chestiune de discutat. Sondajul ăsta n-are întrebări. Are numai răspunsuri. Avem răspunsurile, dar nu știm ce s-a întrebat. Ceea ce te poate deruta. Bine, mai puțin pe mine. Eu sunt între cei care, cum spuneam, am răspuns la întrebările de aici și mi le și amintesc o bună parte dintre ele. Însă, pentru cineva care se uită pe sondajul ăsta și îl creditează ca fiind o chestiune serioasă, se uită spart, că nu știe. Dom'le, bine, ăsta e răspunsul. Care e întrebarea? Aici încă se mai înțelege, pentru că discutăm despre percepții privind situația localității de la ultimele alegeri din 2008. Întrebarea era, domnule, s-a îmbunătățit, cum a evoluat viața, nivelul de trai? Cum îl percepeți? S-a înrăutățit 52,8%. Asta în ultimul an, iar de la ultimele alegeri s-a înrăutățit 39%. 39%. Bun, trecem la următoarea chestiune. Dacă în mod normal, pentru că asta este și funcția sondajului de opinie, pentru a măsura intenția de vot a electoratului, dacă în sondajele de opinie ale PSD-ului, cam asta au făcut cele două sondaje și vom discuta imediat și despre ele, foarte puțin, domnul primar a fost preocupat mai degrabă să-și acopere investițiile pe care le-a făcut cu simpatia populară. Adică a încercat să își creeze o justificare publică, pentru că de ce să nu o recunoaște? Majoritatea investițiilor pe care domnia sa le-a făcut în mod ilegal,
Cele mai multe dintre ele, fără aprobarea Consiliului Local sau după foarte, foarte multe discuții, pentru că nu a prezentat una, nu a prezentat alta, n-a întrebat pe nimeni, bineînțeles, nici de cum să-i întrebe pe Pășcăne, pentru că prioritățile pășcănelor sunt cu totul altele. Iar prin acest sondaj de opinie, practic, se încearcă să se explice cetățenilor faptul că ceea ce a făcut el este acoperit de simpatia pășcănenilor. Și de voința populară. Însă, mare atenție asupra unui amănunt. Deci, este un mic amănunt care trebuie introdus în toată această discuție. Investițiile. Vom nominaliza câteva dintre ele imediat și le vom vedea și pe ecran. Investițiile la care domnul primar face referire au costat imens. Au costat imens. Cum se spune în popor, a da bani pe ele cât nu face. Deci asta e foarte important. Întrebarea suna cam așa. Domnule, ați auzit de modernizarea pieței Mihail Sadoveanu? Cam asta a fost întrebarea. Și omul răspunde, am auzit, n-am auzit. Iată, acum 80%, nu. 85% au auzit despre modernizarea pieței Mihail Sadoveanu. Reiese din acest sondaj și următoarea întrebare era ce părere aveți despre investiția asta? Acum, ce se întâmplă? E vorba de o investiție. Practic, omul e pus în postura de a spune, domnule, nu sunt de acord cu ea sau nu era utilă. Bineînțeles că îmi place piața Mihail Sadoveanu. Următoarea investiție făcea referire la construcția și darea în folosință a halei de lactate din piața Deal. Nu poți să spui, domnule, am ceva împotriva construirii unei hale de lactate. Mănânci calul eu văz? Da. Cam asta a fost întrebarea care a fost pusă. Bineînțeles că da, e bine că s-a făcut hala aia de lactate, pentru că chiar eu am răspuns că sunt de acord cu investiția, că nu poți să spui că nu ești de acord, că nu mai poți să umbli cu brânza pe tarabă așa cum se umbla. E nevoie de spațiul ăla închis. A, că a costat saci de bani, a costat, nu știu, vreo 4 miliarde și au făcut nimic, că au folosit structura de rezistență a pieței, au pus o temelie, au tras două rânduri de bolțar și de rest a pus geam termopan. Au uitat să pună aparatele frigorifice, că am făcut noi reportaj de a pus aerul condiționat, că cocea brânza vara acolo. Deci cam asta este vorba. Și culmea tupeului, hala de lactate a fost făcută de o societate, încă o dată a costat imens, a fost făcută de o societate unde acționari sunt rudele viceprimarului. Dom'le, dar nu poți să ai ceva împotriva chestiunii astea. Asta trebuie să cunoască lumea și aici l-am invitat pe primar de atâtea ori. Ne spuneți cât au costat fiecare dintre aceste investiții și cine a făcut investițiile. Vă spun, dacă am luat fiecare investiție în parte, veți vedea unde s-au dus banii. Și în niciun caz nu s-au dus în altă parte, ci la clientela de partid. Văd aici o întrebare fabuloasă. Ce părere aveți, probabil, pentru că nu este pusă întrebarea, doar... Nu, prima întrebare era dacă ați auzit despre și a doua, ce părere aveți? Ce părere aveți despre serviciul de salubritate desprins din reagecele în zilele de Crăciun? Fabulos! Păi și ce relevanță are că a fost desprins în zilele de Crăciun? Dar dacă era în zilele de anul nou, era vreo diferență sau înainte? Da, nu știu, eu n-am prins-o cu asta cu zilele de Crăciun. Asta cred că este din înțelepciunea domnului de primar, a fost adăugată în biroul dumnealui. E o aberație. Acum mai trebuia să aduc în discuție, Doamne iartă-ne, ieslea lui Iisus Hristos. Lasă-o, domnule, dar care e problema? Nu înțeleg. Întreabă-l pe om despre servicii de salubritate. De ce nu-l întreb dacă ești mulțumit de curățenia în oraș? Pentru că sunt convins că răspunsul era altul. Întreb dacă lumea e mulțumită că ai desprins salubritatea. Dacă a auzit și jumate din oameni au auzit. Așa. Și după aia, ce părere ai? Păi ce părere poți să ai? Că au desprins salubritatea? Bună! Na, sau... În zilele de Crăciun. În zilele de Crăciun neapărat. Bine, totul se leagă așa în folclorul dezvoltat de domnul primar, organizarea paradei militare de 1 decembrie și a spectacolului folcloric. Deci, el are un basm așa, organizarea revelionului în aer liber. Da? Bun, să ajungem la final. Semnarea proiectelor de investiție de 6 milioane de euro, nu sunt 6 milioane de euro,
pentru PID. Aici foarte puțini au o părere mai degrabă bună. 17,5%. Că restul n-au auzit de așa ceva. Era foarte supărat domnul primar. Da, că lumea nu știe de PID. Da. PIDU, că ăsta e cu PIDU. Păi dacă nu s-a făcut nimic. Păi nu s-a făcut, dar s-a vorbit la televiziunea lui de PIDU. Apropo și de chestiunea asta, nu aș vrea să trecem penultimele, înainte de marele PIDU, de care n-a auzit nimeni și nu s-a făcut nimic și surpriză, nu cred că se va putea face ceva în mod legal până pe finalul anului. Penultima și antepenultima întrebare se referă la reabilitarea grădiniței Gâștești și a căminului cultural Gâștești. Acum, cei din Gâștești au o idee despre ce e vorba. Cei din alte zone, poate nu știu. Ghinion, noi am fost acolo. Căminul, reabilitarea grădiniței Gâștești și reabilitarea căminului cultural Gâștești, din punctul meu de vedere, sunt unul și același lucru, pentru că sunt în aceeași clădire. Marele cămin cultural de la Gâștești nu este un cămin cultural așa cum ne-l imaginăm noi. TV Bit a prezentat niște imagini. E o sală goală. Da? O sală, sunt patru pereți și un hol. Deci asta este marea realizare, reabilitarea căminului cultural de la Gâștești. Dom'le, te ții de masă, te aștepți. Mamă, ce a făcut ăla acolo? N-a făcut nimic. N-a făcut nimic. A dat cu var patru pereți, a pus trei geamuri. Și asta e tot. Deci asta este marea investiție de care discutăm. Mai discutăm reamenajarea spațiului comercial pe platoul Vale, reabilitarea strandului municipal, care știe toată lumea care a fost la strand cum l-au reabilitat, da? Că este o glumă proastă strandul municipal la Pașcani. Serviciul de salubritate desprins, cum spuneai, în zilele de Crăciun. Mutarea poliției locale într-un sediu nou. Absolut jenant, dacă ajungi să te lauzi că ai refăcut rețeaua de iluminat public pe o stradă. Frățioare, Pașcani are multe străzi, alealte cuile lași. A făcut o stradă. În 4 ani, o stradă care a costat enorm. Te rog să dai pagina următoare. Rezultate proiecte Pașcani. Aici e vorba de o manipulare. Acum citesc și eu și pe pagina următoare. De o minciună, nu de neapărat de o manipulare. Pe pagina următoare apare de asemenea. Rezultate proiecte Pașcani. Și dacă citim în jos, e vorba doar de proiecte și nu de rezultate. Și așa apare și pe următoarele pagini. Să ne uităm la ultimul aliniat, amenajarea esplanadei. Probabil întrebarea era dacă ar fi prioritare asemenea investiții. Și iată, la amenajarea esplanadei, acolo unde se duce cea mai mare parte din banii alocați prin PID, avem, după cum urmează, 19, dacă e adevărat, cu aproximație 20, plus încă 24, foarte urgent și urgent, spun pășcănenii că ar fi o asemenea investiție. Însă, deci nici măcar 50%. Iar ceilalți consideră că n-ar fi urgent sau că nu se pot pronunța. Sau că poate fi amânat. Sau poate fi amânat. Același chestiune și la construirea centrului social. Iată două obiective unde vor fi cheltuiți bani importanți. Dacă primarul ar fi ținut cont de părerile poșcănenilor înainte de a angaja aceste investiții, poate ar fi putut fi abordate alte investiții și nu neapărat acestea. Chiar pe acest sondaj, toate rezultatele astea, așa poreclite rezultate, care de fapt sunt proiecte, se referă la faimosul PIDU, Planul Integrat de Dezvoltare Urbană, pompos numit. E vorba de cele 5 străzi, să amenajeze esplanada, scările mici, după cum se vede amenajarea scărilor mari și mici. De asemenea, cam jumătate dintre pășcăneni nu o consideră ca fiind nici urgentă, nici foarte urgentă. Amenajarea parcului, e adevărat aici? Aici, da. Aici aș înclina să cred că e o oarecare preocupare. A străzilor, da. Însă ceea ce nu spune domnul primar e că e vorba de câteva străzi. Lumea, da, vrea. 4 km și ceva, atâta. Tot și cele mai bune străzi. Mari și lați. Exact. Rezultate, proiecte Blăgești. De asemenea, nu este vorba de niciun rezultat. Sunt proiecte. Da, dacă v-ați dorit să fie reabilitate străzile în Blăgești. Toată lumea zice că da. Cum să spui că nu? Realizarea unei rețele de alimentare cu apă. Da, domnule, vreau să fie, da.
Bun. Dăm la rezultate pantaze. Nu știu ce mai... Mai? Așa, aici. Bun. Nu știu care este întrebarea. Cred că este de încredere. Cred. Sau ce părere aveți? Că zice, răspunsurile sunt mai degrabă bune. Deci avem răspunsul. Să ghicim întrebarea. Este absolut genial, domnul primar. Da, să ghicim întrebarea. Dumitru Pantaze, la o întrebare pe care nu o știm, au obținut 56%, Crăcinescu 54%, Constantinescu 35%, Rățoi 38%, Ioan Ioniță 32%, Dionisia Ploroaie 26%, Leona Rusu 22%, și așa mai departe. Cred că e vorba oarecum de încredere. Încrederea, rezultatele de încredere aici. Dumnezeu știe. Pe ultimul loc, Leona Rusu cu Ursul, pardon, cu 6, ceva. Bun, apar aici niște personaje care bine, nici nu prea au... E combinată și cu notorietatea. E un haos aici, dacă e. Pentru că ultima chestiune, nu-l cunosc. Ceea ce presupune și oarecare notorietate. Și acum să-i măsori pe unii care nu-i cunoaște nimeni, îmi pare foarte tare. Da? Cel mai campion, nu-l cunosc, este Marius Pintilie. Nu, e Eugen Chiria, care e directorul la Societatea de Sprins în zilele de Crăciun. Nu, nu, cu 81%. Bun, dar majoritatea liberalilor sunt campioni la nu sunt cunoscuți. Sorin Năcuță, de asemenea. Nu înțeleg de ce i-a pus aici. Eugen Chiriac, Marius Pintilie... E cam bancul ăla, să-i facă de rușine. Adică dacă cineva din PNL ar putea emite pretenții, nu? Și ar putea spune domnului primar ceva. De exemplu, la un moment dat, dă-te mai încolo. Păi stai, măi, iată, sondajul este că pe tine nu te cunoaște lumea. Ce cauți tu în viața mea? Bun. Următoarea pagină. Alte rezultate. Aceasta este pagina care a stârnit foarte, foarte multe comentarii. Practic, aceasta este baza, fundamentul pe care domnul primar emite pretenții ca domnia sa să fie singurul candidat, unicul candidat pentru primăria Pașcani. Asta e și miza. Deci pentru pagina asta a fost făcut tot bâlciul ăsta numit sondaj. Așa. Nu cunosc întrebarea. Nu știu întrebarea, dar și nici ce reprezintă culorile. Dacă pe cealaltă pagină aveați cât de cât jos, verdele reprezintă ceva, roșu reprezintă... Da, ne puteam ghida după partea de jos a paginii, deduceam întrebarea. Aici au dispărut și reperele minimale. Și avem așa, scenariul 1. Repet, nu știu la care este întrebarea. Probabil dacă mâine ar avea loc alegeri sau ceva de genul ăsta. Da, sau dacă domnul primar ar fi regizor. Iar place, fac doamne. Așa. Grigore Crăcinescu din partea PNL, Dumitru Pantaze din partea PSD. Grigore Crăcinescu ar obține 39%. Nu știm din ce. Dumitru Pantaze 38%. Restul nu mai contează. Nici aici nu apar celelalte personaje. Este cineva cu 9 și ceva, 8 și ceva, nu mai contează. Scenariul 2, dacă Grigore Crăcinescu ar candida din partea USL și s-ar bate, ar intra în campanie cu Ioan Ioniță. Crăcinescu ar obține 57%, iar Ioniță 16,2%. Restul nu mai contează. 12 și ceva o altă persoană nu vrea să spună cine, 13 și ceva o altă persoană de asemenea nu vrea să spună. Dacă Dumitru Pantaze ar candida din partea USL, ar obține un rezultat mai bun decât Crăcinescu, 58%, în competiția cu Ioan Ioniță, 14,8%. De asemenea, în aceste condiții, Dumitru Pantaze Ioniță este cineva pe locul 3 cu aproape 20%. Tot ce spui tu, deducem, că nu avem de unde să știm. Sunt deduceri, evident, pentru că, repet, nu avem întrebări, nu avem reperele importante și extrem de necesare pentru a putea citi un asemenea sondaj de opinie. Foarte probabil, dacă mi-amintesc eu bine, așa că baza e la mine, nu la domnul primar, era o întrebare de genul, domnule, dacă... Bine, aici începem teoria cu întrebări închise, întrebări deschise. Pe cine ați vota primar? Și era o listă de candidați, probabil ăsta este scopul, dar nu mi-aduc aminte dacă era o întrebare închisă, deci între
sau întrebare deschisă. Întrebarea închisă este între cutare și cutare pe cine votezi. Și întrebarea cealaltă îți dă o listă și tu spui în ordinea în care o simți tu, ei trăgând concluzia. Bun, ce au fost ambele în sondaj, au fost ambele variante încercate, însă nu știu la ce anume face referire. Ce concluzii sunt trase de aici? Păi, exact concluziile pe care, iată, care au fost exprimate în conferința de presă de către Grigore Crăcinescu, și anume că el stă mai bine decât Pantaze, sau cât Pantaze, dar dacă e să luăm în considerație 3% sfatul, să minus de acolo plus la el, înseamnă că stă mult mai bine decât Pantaze. Prin urmare, iată, el va fi candidatul pentru primăria Pașcani. Din partea USL. Din partea USL. Este și ideea pe care Relu Fenechiu, în calitate de președinte al PNL Iași, repet, nu al USL, a venit la în conferința de presă și a multiplicat acest mesaj, l-a exprimat în mod public, și anume că, iată, USL-ul, deși nu și-a exprimat în mod public părerea ar fi din partea USL-ului, ci el a făcut acolo o apreciere, un anunț din partea PNL-ului, dar a spus că Grigore Crăcinescu va fi candidatul USL-ului și că, iată, ar trebui să se negocieze, atenție, cu Dumitru Pantaze pentru a ceda, pentru a nu mai emite pretenții să candideze, și lui Dumitru Pantaze să îi se dea ceva, nu știu, un post, poate candidat pentru Parlament sau ceva de genul ăsta. N-a fost destul de explicit. Mult mai direct a fost la televiziunea concurentă. Domnul Fenechiu s-a dus acolo unde trebuie și a dat mesajele care trebuiau să ajungă la populație. Și anume că Grigore Crăcinescu va fi candidatul USL-ului pentru primăria Pașcani. Interesant este că din partea PSD-ului n-a fost nicio reacție până astăzi, și vom discuta câteva minute și despre reacții, singura reacție care a fost la acest sondaj de opinie. Bun. Rezultate parlamentare din Pașcani. Așa. Iarăși avem răspunsurile, nu avem întrebările. Răspunsurile sunt într-o foarte mare măsură, 43,53%. Ghici întrebarea. Așa. Dacă oare asta să fie întrebarea? Dacă aveți încredere în parlamentarii pașcăneni? Sau dacă sunteți mulțumiți de prestația lor, deși au luat individual, a fost întrebare și pentru Neculea Rățoi. Deci și nu asta este sondajul de opinie. Nu, eu am răspuns la alte întrebări. Eu asta tot încerc să spun la ce am răspuns eu. Și ei prezintă ei. Bun, și ăsta cei? O făcătură. Deci e ceva ansamblat din mai multe întrebări, un melanj, ca să-i zic așa. Deci din ce s-a întrebat, s-au tras niște concluzii, s-au dat niște răspunsuri. Da? Că de aia nici nu apar întrebările, pentru că ar fi trebuit să inventeze o întrebare la răspunsul ăsta. Bun, cea mai potrivită persoană pentru a reprezenta municipiul Pașcani în Parlament, aici este cu subiect și predica, Grigore Crăcinescu, pe primul loc, ca de obicei. Dar el nu este, poate fi decât number one. El este primul peste tot. Vasile Gaburan, 26%, altul din PNL. Dumitru Pantaze, 20%. Apropo de ceea ce spuneai, pentru că oferta deputatului Fenechiu, iată și răspunsul. Îl găsim în pagina X a sondajului. Dom'le, ia du-te tu la Parlament. Petru Dascălu, care săracul se chinuie și face campanie în tot județul și cheltuie bani pentru Parlament, iată, doar 7,7%. Domnul Dascălu poate fi și un răspuns din partea șefului dumneavoastră. Nu vă mai chinuiți că nu ieșiți deputat. Cam da. Asta zice sondajul. Și Neculea Rățoi, 6,02%. Dar senatorul unde este? Păi nu este, însă avem din acest grafic răspunsul la întrebarea în locul cui ar putea Dumitru Pantaze să meargă în Parlament. Păi avem răspunsul aici, în locul lui Neculea Rățoi, pentru că semnatorul Florin Constantinescu lipsește, deci nu se pune în discuție scaunul șefului. Bun. Ultima chestiune și cea mai spectaculoasă. Iată, bine, pentru noi cea mai spectaculoasă. Da, pentru noi. Iată că politicienii sunt interesați și de mijloacele de comunicare, și anume de presa locală. Un lucru firesc, de altfel.
Și o fac, iar dacă nu o fac, ar trebui să o facă politicienii, în special cei din țară, o fac frecvent, tocmai pentru a ști exact prin ce comunicatori să transmită mesajele către populație. Fiecare post de televiziune sau ziar are un anumit segment de vârstă, de pregătire profesională și așa mai departe, iar politicienii își centrează mesajele, exact, fac mesaje diferite în funcție de mijlocul media prin care vor să dea drumul mesajului. Problema în acest sondaj de opinie este că domnul primar a făcut un sondaj de opinie în legătură cu presa locală, așa, nu pentru a înțelege cui se adresează postul nostru de televiziune sau celălalt post de televiziune sau ziarul respectiv și celălalt ziar, ci pentru a justifica într-un fel poate investiția pe care au făcut-o din bani publici, pe de o parte, pe sau, de altă parte. Și chiar să se dea mare în fața șefilor de la Iași, pentru că a venit, cum spuneam, președintele filialei Relu Fenechiu, a fost și senatorul Varojan Vozganian și atunci întrebare așa la o cafea, Grigore, nu? Că așa îi spun Relu. Relu, da. Tu cum stai aici cu presa? Ha, păi stați să vă dau eu cu sondajul. Ia uite în sondaj cum stau. Foarte bine, sunt iubit, sunt văzut. Încă un mecanism prin care nu poți să-i spui omului, domnule, nu mergi tu candidat. Oh, uite-l pe ăsta ce bine stă cu presa. Și haideți să vedem cum stă bine cu presa. Ce trebuie să vedem de aici? În primul rând că atunci când vrei să afli o părere corectă sau, mă rog, aproape corectă în piață, trebuie ca identificarea să fie făcută corect, în legătură cu subiecții pe care tu îi măsori. Haideți să vedem pe cine a măsurat domnul primar Grigore Crăcinescu. Actualitatea TV, postul pe care domnia sa îl finanțează din bani publici, pe primul loc, și în grilă, și cu procente, Electron Bit, nu apare nicăieri TV, deși postul nostru este TV Bit, așa cum scrie pe sigla noastră. A nu se confunda cu numele foste rețele de cablu. De aia ar și fost pus Electron Bit, pentru că lumea, când aude de Electron Bit, automat se duce pe operatorul de cablu, față de care nu a avut și nu are sentimente tocmai plăcute. Apoi, actualitatea pășcăneană. Ce înseamnă actualitatea pășcăneană? Nu știm. Actualitatea pășcăneană ar putea fi vorba despre fostul ziar în format tipărit, în format tipărit care apărea unde erau publicate hotărârile Consiliului Local pentru foarte, foarte mulți bani. Ziar care nu mai apare. Bun. Deci apare un ziar decedat, care nu mai există. Jurnal de Pașcani. E un site unde cineva scrie din an în Paști, când mai scrie câte o știre. Obiectiv. De asemenea, este vorba de un ziar decedat. Nu mai apare un asemenea ziar de foarte, foarte mult timp. Din campania electorală trecută, ca să fim extrem de preciși. Și ziarul Pășcăneanu. Care este un ziar... Un ziar electronic, de asemenea. De asemenea, în clipa de față și tot așa, în format tipărit, nu mai apare de foarte mult timp. Bun. Apare ziarul Orizontul acolo? Nu apare ziarul Orizontul. În schimb, așa cum vedeți, apar două, trei ziare care nici nu mai există. Bun. Când îl pui pe om să facă o alegere între ce e adevărat și ce nu este adevărat, atunci e posibil să ajungi la asemenea rezultate. Deci e foarte clar cel care a făcut un asemenea sondaj de opinie. Ori nu știe ce-i cu el și a venit în Pașcan să facă așa pe auzite, deși mi-e greu să cred că cineva vine de la Iași și nu primește, cum să zic, datele esențiale ale candidaților pe care vrei să măsori, în cazul de față, ale instituțiilor media și așa mai departe. Bun. Ce trebuie să mai vedem aici? Cred că e vorba de cota de încredere. Da, asta era... Cred că e vorba de cota de încredere. Iar o asemenea întrebare pusă din partea politicienilor mi se pare cel puțin bizară. De obicei, la televiziune se măsoară ratingul. Și o asemenea măsurătoare este făcută de specialiști. Unități specializate care fac lucrul ăsta. Nu de încredere.
Dar haideți să discutăm despre încredere, pentru că așa, așa a vrut domnul primar. Da, așa au vrut ei, da. Grigore Crăcinescu. Ce vrea să spună domnul primar prin acest sondaj de opinie? Nu aveți încredere în Emil. Nu aveți încredere în mesajele, sau, mă rog, în reportajele, în știrile pe care le prezintă TV Bit. De ce? Păi acolo sunt criticat așa, eu. Așa trebuie. Nu aveți încredere. Acolo, domnule, zăpada e cât casa. Nu e adevărat. Acolo sunt criticat eu. Nu aveți încredere în, în TV Bit. Nu. Atunci aveți încredere în ce? În televiziunea pe care eu o finanțez. De ce? Pentru că televiziunea respectivă mă laudă pe mine. Iar eu am nevoie ca mesajele care sunt date prin intermediul acestei televiziuni să fie credibile în mintea voastră. Ăsta este mecanismul pus, găsit aici și pus la treabă prin intermediul acestui sondaj de opinie. Bun. Mai fac o paranteză. Se vede făcătura că e făcută cu, cu mâna și atunci când ne uităm, de exemplu, la următoarea chestiune. Electron Embit. Hai să mergem cu materialul clientului. Nu am citit, nu am urmărit. Deci, 46%. 47%. Nu există așa ceva. Și nu există așa ceva, nu că suntem noi aici. Unul dintre cele mai puternice branduri din Pașcani, fie că vrem sau că nu vrem, care a stat 10 ani pe piață și lumea s-a uitat la TV Bit de la începuturi. Deci nu poți să spui că jumate din populația Pașcanului n-a auzit, n-a urmărit niciodată Electron Embit, ca să folosesc... Da, asta este clar că e o minciună și în același timp, iată, au urmărit Actualitatea TV care a fost înființată de puțin timp. Și haideți să facem o comparație, că trebuie făcut o asemenea comparație și pe conținut. Noi avem 3 buletine de știri numai după amiază. Unul la 5, chiar 4. Ăla de la ora 16, care este în reluare de, din ziua anterioară. Avem buletin de știri la ora 17, la ora 18 și la ora 19. Avem emisiuni conținut în, în această perioadă. Avem emisiunea ta în direct și emisiunea mea de dezbatere. Unde, în cele două emisiuni în direct, unde criticăm și venim în întâmpinarea și așteptările pășcănenilor. Suntem purtătorii de mesaje ai pășcănenilor. Bun, ce au colegii noștri? Au 20 sau ceva de genul ăsta de minute de știri seara, așa, și au emisiunea de dezbatere care o fac de 2 sau de 3 ori pe săptămână și restul muzică populară. Păi, nu așa? Și restul muzică populară. Despre ce discutăm? Păi asta e. Înseamnă că aici avem și răspuns. Ce, nu te-ai uitat niciodată la muzică populară? Ce? Crezi că artistul care cântă Cucu Bucovina nu cântă adevărat? Este bă, și... trebuie să ai credibilitate când cântă Cucu Bucovina. Este și emisiunea colegului nostru. Da, okay. Cartea și revista presei. Dar în timp ce noi dăm conținut și avem 4 buletine de știri, ia unul singur și muzică populară cât în cape. Acum... Completare, da. Așa că... Bun. Ultima pagină. Vă mulțumesc. Cu multă plăcere. Domnul primar, nu știu cui am mulțumit. Echipe care a fabricat asemenea. Nu, ăla de a lua bani să facă sondajul ăsta îi mulțumește. Vă mulțumesc. Da. Bun. Au apărut reacții astăzi din partea consilierului Dumitru Pantaze. Singura reacție de altfel în legătură cu sondajul prezentat de PNL. Foarte vehement azi Dumitru Pantaze. Nu l-am văzut niciodată cu un asemenea discurs. E adevărat, l-a citit. Probabil s-a gândit mult, l-a scris, i-a fost scris. Azi, dragii noștri colegi, prietenul meu, cu ghilimele de rigoare, Răzvan Grecu, care moare de grijă altuia, scria sau făcea aluzie că i-aș fi scris eu discursul lui Pantaze sau că l-ar fi scris în prezența mea sâmbătă, că eu aș fi fost pe la el. I-am și dat răspunsul. Nu i-am scris, nu am fost sâmbătă pe la el. Sâmbătă am fost aici la redacție, colegii sau cu cine m-am mai întâlnit, știu lucrul ăsta. Nu știu cine l-a scris, nici nu văd să fie aici o problemă. Are tot dreptul să aibă tot felul de, nu știu, de sfătuitori, de oameni care să-l ajute să comunice.
problema este în altă parte, la domnul primar, când folosește banii publici pentru a face o asemenea comunicare. Ce face privatul, chiar e treaba lui. Dacă ar fi să-mi dai eu o părere, cred că au fost multe chestiuni care n-ar fi trebuit să aibă loc în această conferință de presă. Dar mă rog, ce spune Pantazi în conferința de presă pe care ați urmărit-o astăzi? Spune după cum urmează. Rezultatele prezentate de Grigore Crăcinescu sunt mincinoase. Și l-a somat pe Crăcinescu să prezinte rezultatele reale și a dat drept argument faptul că, iată, nu este prezentată nici metodologia pe de o parte, pe de altă parte, nici întrebările. Exact ceea ce am spus și noi și oricare om care citește sondajul de azi, își pune aceleași întrebări și a venit cu un contraargument solid și anume un al doilea sondaj de opinie făcut de PSD tot anul trecut, făcut de această dată nu de PSD, de USL. Ăsta a fost primul la comanda USL, ci făcut la comanda lui Dumitru Pantaze. Și l-a dat presei astăzi și acest sondaj de opinie. Unde? Dumitru Pantaze, aici apar nu numai întrebările, dar apar toate cifrele. Da. E un caiet întreg numai cu cifre. Cine știe să citească chestiunea cine asta? A mai văzut sondaje, cine a lucrat cu așa ceva, e destul de clar. Bun. Întrebarea. Pe cine susține pentru funcția de primar? Dumitru Pantaze, 41,5%. Grigore Crăcinescu, 15,7%. Pe cine ați prefera pentru funcția de primar? Dumitru Pantaze, 51,6%. Grigore Crăcinescu, 13,7%. Da, a se vedea și modul în care sunt puse întrebările. Deci pe cine ați susține, pe cine ați prefera? Deci oamenii încearcă să cearnă. Pe scenariul înfruntării directe, Pantaze, Crăcinescu, PNL, rezultatele sunt 62,1% Pantaze, respectiv 19% Crăcinescu. Cred că asta este scenariul lui care... Și așa mai departe. Vom discuta mai pe larg despre acest sondaj de opinie. Aici sunt date foarte clar. Acum, eu n-am de unde să știu care este cu adevărat marja de eroare, cât de adevărate sunt aceste sondaje de opinie, însă diferențele sunt mari la modul cum au fost ele prezentate. Avem întrebări, avem societatea care își asumă responsabilitatea pentru sondaj de opinie, avem și metodologia de calcul. La sondajul domnului primar, nu avem nimic. În afară de cifre pe care trebuie să le credem pe cuvânt. Ce vreau să te întreb? Pantaze astăzi a venit și cu un atac la adresa președintelui PSD, Florin Constantinescu. A spus după cum urmează, iată, PSD-ul nu reacționează, practic ce cred că l-a deranjat foarte mult că e singur, în toată bătălia asta este singur. E sacrificat în momentul de față. Deci PSD-ul l-a sacrificat pe Dumitru Pantaze, astfel încât să susțină pe Grigore Crăciunescu din partea USL la funcția de primar. A fost vizibilă inclusiv frustrarea lui Dumitru Pantaze, absolut de înțeles și absolut omenească. Ar fi fost nefiresc să nu fie frustrat. A participat într-o bătălie electorală acum 4 ani. A pierdut-o. A pierdut-o cu participarea PSD-ului. Da. S-a jucat la multe capete în ultima campanie electorală. Bine, a și beneficiat de consultanți de imagine și așa mai departe. Cine? Aceiași băieți care, după cum noi ne-am asumat chestiunea să criticăm puterea, indiferent cine face parte din cine are puterea, așa colegii noștri și-au asumat. De fapt, nu și-au asumat că pe ei deranjează când le spui chestiunea asta. Colegii noștri au lăudat dintotdeauna puterea. A fost Dumitru Pantaze acum 4 ani la putere? L-au lăudat. Este acum Grigore Crăcinescu la putere? Laudă pe Grigore Crăcinescu. Îl înjură pe Pantaze, cel lăudat acum 4 ani pe mecanismul acesta simplu. Da? Putere. Puterea de multe ori înseamnă bani. După cum, ca să revin la idee, frustrat, a așteptat acest moment, nu știu, cred că îl privește ca un, nu știu dacă neapărat ca un moment al revanșei, ci
îmi pare determinat să demonstreze că, cel puțin așa mi-aș dori eu să fie, să fie determinat să demonstreze că poate fi un bun primar. Deci, încă o dată, asta este mecanismul pe care eu personal mi-l imaginez că duce înainte un candidat. Dom'le, eu vreau să ajung primar să demonstrez. Bine, unii vor să ajungă primar să facă tașca mare. Să demonstreze pentru ei. Da. Există riscul ăsta la absolut toți candidații. Să-și satisfacă un orgoliu. Deci există riscul ăsta. Din fericire pentru noi, trăim cu speranța că indiferent cine va merge în bătălie, să meargă cu gândul ăsta, să vrea să demonstreze. Dom'le, eu am soluții, eu am idei și vreau să arăt că și eu pot conduce Pașcaniu și o pot face bine. Din păcate, unii înșeală așteptările de genul acesta. Ăsta a fost și resortul prin care Grigore Crăciunescu a ajuns primar. Nu s-a înghesuit lumea să-l voteze pentru calitățile sale personale. Dacă a avut un atu din punctul meu de vedere, deși nu l-am votat, nu a fost suficient. Atu a fost, dom'le, în primul rând n-are cum să greșească mai mult decât Nicolae Rățoi. Ceea ce se dovedește că m-am înșelat la faza asta. Dom'le, orice ar face va fi bine. Nu e adevărat. E, iată că te poți și înșela. Nu poți să pariezi pe niciun candidat să te jure așa, să bagi mâna în foc. În electorul nu-i rămâne decât speranța în cele din urmă și speranța că cine va ajunge primar va face și treabă în folosul lui. Cineva ne spune faptul că astăzi primarul Grigore Crăciunescu ar fi ascultat conferința de presă în direct. Cineva dintre ziariștii prezenți la conferința de presă transmitea conferința direct prin telefon la primăria. Ceea ce mi se pare foarte tare. Mijloacele de comunicare sunt sunt diverse și telefonul mobil deschis. E extrem de eficient. Da, însă de ce să nu-ți asumi chestiunea asta? Altcineva ne spune că, iată, a urmărit dezbaterea publică la televizor și a sesizat că primăria Pașcani a prins și primele de vacanță, deși ordonanța de urgență 283/2011 interzice clar acest lucru. Trebuie recompensați. Este an electoral, trebuie recompensați. Partea de fidelizare a... Bun. Pe mine m-a surprins fantazia astăzi. Am vorbit și cu domnul senator Florin Constantinescu, i-am cerut un punct de vedere. Domnia asta a făcut apel la pace, la calm, la negociere. A spus că el știe că la Pașcani vor fi doi candidați și că ceea ce susține Relu Fenechiu nu ar fi adevărat. Și a spus că singura condiție care a fost pusă de USL ar fi aceea că cei doi candidați să facă o campanie pozitivă, cu alte cuvinte să nu se atace, ci să fie o campanie pe proiecte. Dacă ar fi așa, sunt convins că aici domnul Crăciunescu ar avea un avantaj net, pentru că domnia sa este primul în ceea ce privește promisiunile și datul din gură. Este cel mai bun din acest punct de vedere. De asemenea, a spus că și-a reafirmat sprijinul pentru Dumitru Pantazi la funcția de primar în condițiile în care va avea o asemenea șansă. Ceea ce a punctat Pantazi asta și aici este foarte important, este că el a spus că va candida oricum, indiferent de situație, și că o decizie în acest sens o va lua imediat. Și că se duce la București să discute cu Antonescu și cu Ponta despre situația de la Pașcani. Aici mi se pare o chestie interesantă. Faptul că, iată, se duce direct la București, asta înseamnă că nu mai are încredere în Iași, în Nichita, în ceea ce spune Nichita. Da, jocurile sunt făcute la nivel de Iași. Și cred că el simte faptul că a fost trădat și că una îi se spune în față și că de fapt situația ar fi cu totul alta. Ceea ce noi spuneam de anul trecut, că USL-ul cu siguranță va merge la
alegeri cu primarul în funcție, indiferent de ce arată sondajele de opinie. Plus, aici mai este un element decisiv în toată discuția asta, și anume timpul. Deci, ca să iei, să lansezi candidat, suntem în luna februarie. Surpriza emisiunii că în prima duminică din luna iunie sunt alegerile. Așa e în teorie, cel puțin. Și atunci stau și eu și mă întreb cine urmează și când să-l anunțe pe Dumitru Pantazi, că pe Grigore Crăciunescu au venit greii din PNL și l-au și-au afirmat susținerea, ca să zic așa. Era și nevoie de ei, pentru că Crăciunescu în comunicare nu valorează absolut deloc. Ceea ce spune Crăciunescu nu are niciun fel de credibilitate și atunci a fost nevoie să vină și domnul Varujan Vosganean, care are un alt tip de discurs, tocmai pentru a întări cele spuse, cele afirmate de către Crăciunescu. Și ar mai fi ceva. Fantazia a subliniat faptul că domnul Crăciunescu este frică de a candida cu el într-o competiție directă. Deci, cu alte cuvinte, Crăciunescu vrea neapărat să fie candidatul USL-ului, punct. Da, să-i facă pârtie, că despre asta este vorba. Iar prin această negociere că a venit deputatul Relu Fenechiu și a explicat chestiunea. Deci să se negocieze, să-i se dea lui Pantazi ceva, așa, dă-te deoparte, îi facem culoar și asta e culoarul USL-ului. Grigore Crăciunescu defilează pe culoarul ăsta, că nu are probleme politice. PDL-ul e mort în popșoi. Sunt dispus să pun pariu că dacă USL-ul va merge, și nu vreau să influențeze niciun fel. Nici nu putem, ar fi culmea să putem influența. Dar dacă USL-ul merge doar cu Crăciunescu și Pantazi nu candidează, sunt convins că orice altă persoană care va candida va câștiga în fața lui Crăciunescu. Sunt convins de lucrul ăsta. Dar rămâne de văzut, până la urmă, electoratul stabilește. Punem punct aici emisiunii din această seară. O oră jumătate am discutat despre chestiunile de astăzi. Fabuloase. Urmăriți, vom da în reluare și mâine cele două conferințe de presă și dezbaterea publică. Mâine va avea loc dezbaterea în comisiile de specialitate, iar miercuri va fi dezbaterea în plena bugetului, care, din câte se aude, nu va fi aprobat. Noapte bună, mulțumesc pentru atenție.